Un studiu publicat recent de scanarea creierului dezvăluie că plimbările în natură pot îmbunătăți funcția cognitivă mai eficient decât plimbările în mediul urban. Cercetătorii au descoperit că indivizii care se plimbau printr-un arboretum au avut performanțe mai bune la testele de funcționare a creierului. Datele electroencefalogramelor au indicat o activitate crescută în regiunile creierului asociate cu controlul executiv. Cercetările viitoare vizează elucidarea mecanismelor specifice care stau la baza acestor beneficii cognitive. Cercetătorii de la Universitatea din Utah au descoperit că indivizii care se plimbau printr-un arboretum au avut performanțe mai bune la testele de funcționare a creierului în în comparație cu cei care navigau printr-un campus medical încărcat de asfalt. Potrivit unui profesor de psihologie la Universitatea din Utah, acest lucru sugerează că mediile naturale antrenează componente esențiale ale gândirii de ordin superior, conceptul de biofilie care subliniază conexiunea intersecă a umanității cu natura, evidențiază beneficiile restauratoare ale mediilor naturale. Studiul care a implicat 92 de participanți a înregistrat citiri înainte și după o plimbare de 40 de minute, dezvăluind că plimbările în natura au îmbunătățit controlul executiv mai semnificativ decât plimbările în urbane. Participanții au efectuat sarcini mentale epuizante înainte de plimbare, urmate de teste de atenție după aceea. Remarcabil, doar cei care s-au plimbat în natură au prezentat o atenție executivă îmbunătățită. Cercetările viitoare vizează elucidarea mecanismelor specifice care stau la baza acestor beneficii cognitive, potențial informând strategiile de planificare urbană pentru a sprijini bunăstarea mentală și fizică. Echipa investigează de asemenea modul în care utilizarea telefonului mobil afectează îpctează beneficiile cognitive ale plimbărilor în natură. Relatează alefnews.ro